Bună ziua, stimați telespectatori! Bun găsit la prima ediție a emisiunii Școala Gorjeană din anul 2017. Cum era și firesc să începem cu un subiect, a spune eu, și interesant, dar în același timp și foarte important în ce se desfășoară ca și activități în școlile Gorjului, vom vorbi astăzi despre una dintre școlile care are cele mai multe proiecte cu finanțare europeană la acest moment. E vorba de Liceul Tehnologic Baia de Fier. Și avem plăcerea ca în studio să fie doamna Maria Rădescu, profesor în învățământul preșcolar la această instituție de învățământ, de fapt coordonatorul sau cea care răspunde de aceste proiecte la nivelul acestei școli. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit, bună ziua, vă doresc tuturor la mulți ani și un an mai bun și succes în activitățile pe care le desfășurați. Cu siguranță toată lumea are nevoie de un an mai bun, inclusiv învățământul. Aș putea să vă spun legat de acest subiect pe care îl vom dezbate astăzi, faptul că sunteți școala cu cele mai multe proiecte europene aflate în derulare la acest moment. Dacă am numărat eu bine, 7 proiecte aveți în derulare la acest moment. Da, suntem foarte mândri de această reușită. Și avem putem să vă spunem că avem în derulare 7 proiecte Erasmus Plus. 2 dintre acestea fac parte din acțiunea cheie 1. Unul din proiecte este pe mobilități școlare, iar celălalt este VET, stagii de pregătire ale elevilor, stagii de pregătire practică ale elevilor în străinătate. În afară de aceste 2 proiecte, avem 5 parteneriate strategice, ca doi. Fiecare are un subiect bine stabilit și partenerii diferiți. Primul proiect este învățarea diferențiată prin joc. Beneficiar este grădinița cu program prelungit Baia de Fier, structură a Liceului Tehnologic Baia de Fier. Al doilea proiect, Erasmus Plus, se numește Liberté, je t'aime, Libertate, te iubesc. Este un proiect al cărui coordonator internațional este o școală din Germania, din Innsbruck. Noi suntem parteneri și mai avem ca parteneri Italia, Franța și Grecia. Alt proiect este Europa durabilă. Coordonator este un liceu profesional din Bulgaria. Noi suntem la fel parteneri și alți parteneri mai sunt Belgia, Italia, Franța. De asemenea, mai avem un proiect Erasmus Plus 112, cu ce te pot ajuta. Este un proiect inițiat de o școală din Franța, din Oloron-Sainte-Marie, la Oceanul Atlantic. Este un proiect foarte important pentru elevii noștri și pentru profesorii noștri, având ocazia să învețe reguli de acordare a primului ajutor în diferite situații. Aici avem partenerii Franța, Polonia, Grecia, Bulgaria, Italia. De asemenea, mai avem un proiect pentru clasele 1-4, se numește Albinele amenințate, Planeta în pericol. Este un proiect, mi se pare mie, puțin mai aparte, diferit de celelalte. Este cu înființarea unei colonii de albine în școala noastră. Vom avea acolo un stup din sticlă pe care vor veni și îl vor monta. Au fost costuri speciale pentru acest proiect, pe care vor veni și îl vor monta profesorii din Noua Zeelandă în școala noastră, contra cost, dar fiind banii alocați în cadrul proiectului. Nu am văzut până acum un asemenea stup în școala noastră. Elevii vor putea privi zilnic modul de trai și de alimentație al albinelor, cum se face mierea, acum așteptăm detalii după... Oricum e un proiect total original, deci n-am mai auzit de o experiență de asemenea natură, da. Cel puțin la școlile din Gorj care au proiecte total original, am stat puțin în dilemă dacă să intrăm, ni s-a părut o oportunitate și în același timp o aventură pentru elevii școlii noastre primare. Sunt foarte încântați,
au clasele decorate cu albinuțe, au cumpărat plante pentru grădinile melifere, zilnic ia temperatura solului acolo unde sunt ele, deși le-am pus în ghivece și le-am pus în clase pentru că la noi în gheață, de-abia așteaptă să vină cei din Noua Zeelandă să monteze stupul. Da, e extrem de interesantă și implicarea copiilor. Pe de altă parte, ați spus, apropo de aceste proiecte pe care le-ați enumerat, practic aveți parteneri foarte diversificați de la țările, deci Franța, Italia, Spania, până la Noua Zeelandă, spuneați dumneavoastră. Noua Zeelandă nu este partener în proiectul nostru cu drepturi egale, este colaborator. Pentru că noi avem doar școli... Noi în Uniunea Europeană, da, de asta. Da, doar noi avem parteneri direcți din Uniunea Europeană. Noua Zeelandă este un partener cu care lucrează școala din Franța, din Châteauroux. Deci partenerului francez există. Partenerului francez, da. Partener ca și colaborator. Pe acest proiect fiind fonduri excepționale, alocate, așa a cerut coordonatorul, au hotărât să implementeze în fiecare școală o colonie de albine modernă, ultramodernă. Da, înainte de a trece mai departe, să vorbim mai amănunțit de unele dintre aceste proiecte, să spunem faptul că așa e regula, așa e regulamentul, orice școală din România poate coordona pe o perioadă de finanțare, în cazul nostru acum 2014-2020, doar un singur proiect. La celelalte poate să fie la foarte multe parteneri. Dar asta nu înseamnă că nu puteați, să zicem, să aveți mai multe ca și coordonare, numai că nu ne permite regulamentul. Da, dar experiența ar fi impus acest lucru. Și ce am sezizat eu, mă duiesc că am mai, deci informația că aveți 7 proiecte, e cunoscută, însă faptul că aveți și pentru învățământul preșcolar și pentru învățământul primar și pentru învățământul liceal veto și pentru colegiu înseamnă extrem de mult, mai ales că sunteți și ca unitate școlară puțin mai deosebită pentru că aveți toate nivelurile de învățământ preuniversitar, practic. Da, avem toate nivelurile de învățământ preuniversitar, doar grădinița este structură. Grădinița cu program prelungit este ca și structură și de aceea este ca și beneficiar al unui proiect separat de liceu, dar am căutat să găsim proiecte și să colaborăm pentru toate nivelurile și să implicăm toți elevii și profesorii de la învățământul primar pentru care am realizat acest proiect cu albinele și pentru colegiu, pentru clasele 5-8 avem 2 proiecte, 1-1-2 cu ce te pot ajuta, acesta este pentru 5-8. Liberté, je t'aime este de asemenea, libertate, te iubesc, de asemenea este pentru 5-8, iar Europa durabilă se adresează elevilor de liceu și în afară de asta mobilitățile școlare și proiectul VET se adresează atât cadrelor didactice de la clasele 5-8 cât și celor VET și elevilor care merg să facă practică în străinătate. Aici mergem pe 2 paliere, o secțiune de desfășurare a stagiilor de practică ale elevilor, vor merge 24 de elevi în Spania la o companie Esmovia, pe turism și alimentație, practic vor face practică 3 săptămâni în hotel sau într-un lanț de magazine. Vor fi supravegheați și ei vor observa fiecare activitate și o vor înregistra într-un caiet special activitățile de zi cu zi. Iar la sfârșitul acestor stagii de pregătire avem oportunitatea de a trimite 8 cadre didactice la un job shadowing, practic, o activitate de învățare și observare în școala unde ei au făcut practică. Da, foarte, foarte interesant. De fapt, toate proiectele au doza lor de inedit și în același timp clar aduc plus valoare pentru elevii și cadre didactice implicate în ele. Însă aș vrea să vorbim puțin mai mult despre, bănuiesc că ăsta vă este cel mai drag că vi se adresează grădiniței dintre proiecte, chiar dacă și la celelalte aveți o contribuție foarte importantă, învățarea diferențiată prin joc, cel care chiar la grădinița unde lucrați dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Acest proiect a luat ființă prin implicarea noastră și prin participarea pe platforma Twinning,
Acolo am întâlnit cadrele didactice cu care am pus acest proiect în aplicare. Am discutat înainte despre problemele existente în fiecare grădiniță. Sunt implicate și școli primare, școlile partenere unde implicate în acest proiect au atât grădiniță cât și școală primară. Deci grupul țintă al acestui proiect sunt preșcolarii și elevii cu vârstă cuprinsă între 3 și 11 ani. Doar la mine, la grădiniță, fiind structură și eu lucrând la grădiniță, sunt implicați numai preșcolarii la Baia de Fier. În rest, în fiecare școală sunt implicați atât preșcolarii cât și școlarii claselor 1-4 până la 11 ani. Am plecat cu această temă, am plecat de la premisa că în fiecare și de la un fapt real, că în fiecare grădiniță există preșcolari sau în fiecare școală există elevi cu dificultăți de învățare. Elevi care întâmpină diferite obstacole, nu doar un handicap fizic sau psihic, și ei întâmpină obstacole sociale sau economice. Sunt foarte mulți copii care au rămas, în toate școlile partenere mă refer, care au rămas acasă din cauza faptului că părinții sunt plecați în străinătate. Acest lucru este evident la România și la Bulgaria, țările partenere, unde am întâlnit acest gen de obstacole, mai puțin Belgia și... Păi nu prea une să plece și aici, dacă pleacă și atunci ne mutăm din Europa. Și Italia, iarăși avem acolo un partener din Sicilia și la fel ei sunt pe poziție, nu... Noi avem. Și de schimbul acesta care se produce pe tipul acesta de proiecte se referă doar la cadre didactice, că bănuiesc că preșcolarii nu pot la vârsta aceasta să participe. Ce ați constatat, să spunem, că sunteți în derulare acestui proiect sau sunteți doar la începutul lui? Ați avut întâlniri deja? Am avut prima întâlnire transnațională în Belgia, în octombrie, unde ne-am întâlnit coordonatorii de proiect și directorii. Cu această ocazie am pus la punct detaliile desfășurării activităților pentru cei 2 ani școlari. Nu am avut o activitate în școală. Am avut doar întâlnirea noastră să punem la punct, să vorbim despre buget, despre activitățile care se vor desfășura. Ne-am luat precauții pentru diferite obstacole întâlnite pe parcursul proiectului referitoare poate la buget, dacă ajung banii sau dacă nu ajung. Ne-am gândit de unde am putea, dacă e nevoie să facem o cofinanțare. De asemenea, am vizitat școala respectivă, iar săptămâna viitoare, pe 10 ianuarie, vom merge la prima reuniune de formare și învățare în Bulgaria, unde ne întâlnim toate școlile, Polonia, Belgia, Portugalia, avem un partener din Portugalia. Mai depărtat așa. Mai depărtat, sigur că da. Italia, Belgia și noi. La această reuniune de formare și învățare, care durează 5 zile, vom asista la activitățile de curs din cadrul școlii respective. Este o școală primară vizată în principal, dar care au și grupe de grădiniță. Avem de pregătit pentru această reuniune, fiecare școală trebuie să pregătească 2 instrumente pedagogice, instrumente care vor fi folosite pe parcursul anilor școlari, vor fi introduse în curriculumul școlii. Este vorba despre 2 jocuri pe care, pornind de la titlul Învățarea diferențiată prin joc, este vorba despre 2 jocuri pe care noi trebuie să le creăm pornind de la un plan de intervenție personalizat. Asta înseamnă că vom lua 2 copii care au deficiențe la noi în grădiniță, nu sunt elevi preșcolari cu deficiențe fizice sau psihice, sunt doar copii cu deficiențe de învățare minore, care sunt uneori firești, după vârsta de 3, 4, 5 ani, ei își dau drumul mai mult, pot să comunice mai mult, să vorbească. Acum am luat 2 exemple de la 2 preșcolari pe care i-am simțit eu că ar avea ceva probleme de comunicare și am creat aceste 2 jocuri.
pornind de la un plan de intervenție personalizat, am scris ce întâmpină acei preșcolari, ce greutăți întâmpină și cum îi putem noi ajuta prin intermediul jocului. Fiind deficiențe minore, am gândit că se vor putea corecta foarte ușor. Uneori sunt timorați, se simt izolați de grup și am încercat prin aceste jocuri să integrăm în activitățile de zi cu zi. E activitatea aceasta preșcolară, deși este foarte importantă, de multe ori chiar și în aceste proiecte cu finanțare europeană, nu joacă rolul cel mai important. Din acest punct de vedere, e bine că dați acest exemplu și bănuiesc că, să zicem așa, nu numai obiectivele, dar ce se va sta, produsele finale care vor rezulta de aici, să ajute atât unitatea de la Gorj, cât și unitățile partenere. Da, sperăm ca prin produsele finale realizate, pe care ni le-am propus în afară de aceste instrumente pedagogice, ne-am propus CD-uri cu cântece și poezii în limba franceză și în limba maternă a fiecărei școli, ne-am propus să facem un dicționar cu desene, dar ei să spună în limba lor ce reprezintă acel desen și apoi în limba franceză. Ne-am propus să facem expoziții cu lucrări ale elevilor, cum văd ei, cum își imaginează ei o școală din afară sau un joc cu copii diferiți. I-am învățat și învățăm zi de zi despre cum trebuie să respecte cultura altui popor, cultura cu tot ce ține de acest cuvânt mare, etnie, religie, tradiții, obiceiuri. I-am învățat steagurile țărilor partenere, să cântăm, facem un cântec împreună cu câte o strofă de la fiecare despre jocuri, în special despre jocuri, este un produs final la sfârșitul celor 2 ani de proiect. Toate aceste produse finale și acest schimb de experiență unde noi implicăm în activitățile locale, implicăm atât comunitatea locală cât și părinții pe care îi invităm la activitățile desfășurate și atunci când vin partenerii la noi în școală, ei vor putea asista dacă doresc la activitățile extrașcolare, la serbări, la programele pe care le avem noi și considerăm că toate aceste activități vor aduce o plus valoare atât școlii cât și elevilor școlii noastre. Vorbind acum per total la cele 7 proiecte, că deja puteți și dumneavoastră aveți experiența unor proiecte cu finanțare europeană încă din anul 2009, după cum ne mărturiseați, cei care au fost la Baia de Fier în anii aceștia, diverse cadre didactice, chiar și elevi în diverse schimburi, cum au rămas? Adică i-a marcat, să spunem așa, venirea în această localitate a Gorjului? Sunt dintre cei care poate au revenit ca turiști sau se gândeau la acest lucru? Da, da. Din 2009, de când am avut primul schimb de experiență, am organizat o vizită pregătitoare când am inițiat eu primele proiecte Comenius. Am invitat Franța, Belgia, Grecia și Bulgaria. A fost primul meu proiect și Italia. Au rămas impresionați de atât de locația noastră, de zona turistică în care se află comuna Baia de Fier, de Gorj, în primul rând când aud despre județul Gorj și le spun ca punct de reper Brâncuș, doar atât trebuie să le spun, că aici s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuș și aici se află cele mai importante opere și vom vizita de fiecare dată, am vizitat și vizităm parcul Constantin Brâncuș. La întoarcere vorbesc cu colegii, cu prietenii și spun și pun poze de la Poarta Sărutului, de la Masa Tăcerii, de la Coloana Infinitului și spun, am vizitat România și am vizitat Constantin Brâncuș sau Peștera Muierilor de la Baia de Fier, care este o atracție turistică. Ce promovare turistică mai bună este pentru județ și pentru Baia de Fier decât impresiile acestor tinerii, acestor cadre didactice care vin aici în Gorj și văd aceste lucruri și le pun pe Facebook, să spunem, da, neapărat pe alte... Am avut 2 proiecte cu grădinița. Primul proiect
în care am avut o școală din Franța, din sudul Franței, din Avignon. Avignonul este un oraș foarte frumos, unde se află Palatul Papilor. Are și o istorie foarte interesantă. Foarte interesantă și e un oraș extraordinar în sudul Franței, în Provence, o regiune superbă. După ce am încheiat acest proiect, partenera de acolo și coordonatoarea proiectului local m-a rugat să o mai implic încă într-un proiect european, încă într-un proiect Comenius, ca și partener, pentru că va veni cu alți colegi din școala ei. Venise o singură dată în România și n-a putut să ia toți colegii din școală. Am mai inițiat un proiect Comenius, în care am trecut-o cu alt subiect, bineînțeles, alte teme, și pe care am trecut-o ca partener. A revenit cu mare drag în Baia de Fier cu alți colegi și a rămas foarte impresionată de tradițiile noastre, de ospitalitatea noastră. Ei sunt puțin mai reci. Da, pentru că vorbeați de acest lucru, faptul că la aceste activități care sunt, bine, așa cer, să zicem, și aceste proiecte să fie, să implice comunitatea, să părinții și toate celelalte, cum vă sprijină comunitatea locală? Care este colaborarea cu primăria, Consiliul Local? Comunitatea locală este un punct foarte în desfășurarea și în realizarea și în performanțele obținute de către școala noastră. Conducerea școlii noastre, în primul rând, pentru că am trecut și n-am vorbit despre faptul că eu sunt coordonator al acestor proiecte sau inițiator al acestor proiecte, dar am în spate o echipă puternică și reală și de foarte mare ajutor, fără de care n-aș face nimic singură. Deci eu colaborez foarte bine cu doamnele directoare, cu doamna Cetină și cu doamna Turbăceanu Dana. Și în afară de ele mai am o echipă în care avem inclus, la toate cele 7 proiecte, avem inclus informaticianul școlii, Iana Ionașcu, care este un element de bază în proiectele noastre, contabila fără de care n-am putea face nimic, pentru că totul trece prin contabilitate, pe partea financiară, și colegele de la grădiniță, de exemplu, mă ajută și mă sprijină în realizarea activităților atunci când vin partenerii sau în activitățile extrașcolare sau în serbări sau în programe, în tot ce este de în afară de ce fac eu, da, și la școală la fel. Eu fără această echipă și fără doamnele directoare nu aș putea să fac absolut nimic. Totul trece, eu mă duc cu ideea, dar o construim împreună cu echipa de proiect de la școală. Bine, respectați etapele acelea care se vorbește, că la fiecare școală ar trebui să fie o echipă de proiect. Da. Numai și că de multe ori e doar pe hârtie în foarte multe școli, în altele ea funcționează și iată randamentul 7 proiecte în derulare. La noi funcționează, categorii funcționează. Deci eu sunt responsabil, numit responsabil cu proiecte europene în școală, dar fără această echipă despre care v-am vorbit, echipa principală, nu aș putea să am, n-am putea să avem aceste realizări. Că am plecat de la comunitatea locală, deci școala noastră colaborează foarte bine cu primăria. Ne sprijină în toate activitățile școlare și extrașcolare, absolut în toate. Deci avem nevoie, dacă e nevoie să subvenționeze școala, de exemplu, primăria s-a implicat în, atunci când vin străinii, pot face vizite la primărie, unde domnul primar le explică despre realizările din comuna noastră, despre buna colaborare pe care o are cu școala. S-a implicat în toate activitățile școlare, fapt dovedit că avem 2 grădinițe cu program prelungit, inițiate de către conducerea școlii și puse la punct și înființate cu primăria Baia de Fier. Ne pare bine că există această colaborare. Fără această colaborare nu am putea face față. Da, și sunt localități unde colaborarea e foarte bună, așa cum e exemplul dumneavoastră, sunt localități unde colaborarea e mai slabă, s-a văzut și în recentul concurs cu directorii, unde au fost, comunitatea ne-a fost totdeauna factorul favorabil. Domnul primar Dumitru Turbăceanu zilnic trece prin școală și zilnic ne întreabă. Mare lucru. Da, și zilnic ne întreabă dacă avem nevoie de ceva și poate să ne sprijine cu ceva. Deci, aici comunitatea locală își dă seama de importanța școlii și dovadă că lucrurile merg bine în localitatea despre care vorbiți dumneavoastră. Ne întoarcem la aceste proiecte și spuneam că sunt un număr de 7 la acest moment în derulare.
Care sunt planurile? Vă opriți aici? Adică mergeți cu acestea în continuare? Sau mai faceți și altele, mai depuneți și altele? Că bănuiesc că din momentul ce ați acoperit unele cerințe, cu siguranță s-au născut altele și alte dorințe de a colabora cu alți parteneri străini. S-au născut alte dorințe, alte subiecte, alte oportunități de a face alte proiecte. Aceste proiecte sunt pe 2 ani, deci în 2018 se încheie. Unul singur este pe 3 ani, pe o perioadă de 3 ani, unde suntem mai multe țări, coordonat de Franța. Dar nu vrem să ne oprim aici și deja am inițiat alte 2 sau 3 proiecte, să vedem, să le punem în practică. Unul este pe alimentație sănătoasă și mișcare, altul este pe grădiniță diferiți, dar egali, pentru că nu aș vrea să mă opresc nici cu grădinița, vreau să continui cu alte grupe de preșcolari, cu alte cadre didactice sau chiar cu cele care sunt acum în grădinița noastră. Nu știm, oportunități sunt. Erasmus Plus este o oportunitate uriașă pentru școlile din România. Da, mai ales pentru cele din România sau, cum a spus și Bulgaria, care e cumva tot în situația noastră. Și mai ales noi din mediul rural am beneficiat de acestea. Vreau să vă spun că în 2015 am obținut titlul de școală europeană. Cred că 2 școli din toată țara au fost din mediul rural. Noi, având derulasem 3 proiecte cu mediu, sunt proiect Erasmus, sunt proiect Postdru și foarte multe proiecte twinning, derulasem mobilități individuale, Comenius, eu am fost în Portugalia, Turvăceanu a fost în Malta, derulasem și în Portugalia la o vizită de studiu, derulasem ateliere Grundtvig, a fost o colegă de-a noastră în Turcia și multe, multe experiențe. Adică, din punct de vedere al acelei fișe, pentru, e foarte restrictivă, să spunem așa, pentru titlul de școală europeană și se câștigă undeva anual circa 50-60 de școli. Da, ori, dacă facem și titlul este pe 3 ani, deci ne dăm seama că școli europene la nivelul țării sunt undeva sub 200, deci ca și număr la nivelul țării. Și faptul că o școală rurală, un liceu în cazul nostru, este printre acestea, e foarte bine, e un motiv de mândrie. Da. Dar, pentru că a și fost spomenească, a fost în mai multe țări și era logic să fiți cu aceste proiecte. Dacă ar fi să comparăm acum și nu din perspectiva proiectelor derulate, liceul de la Baia de Fier, să spunem așa, are și baza materială și resursele umane ca comparabile cu o școală din Franța sau din Portugalia sau ceva? Da. Deci ne putem încadra din acest punct de vedere la nivel european? Categoric, da. Categoric, da. Liceul nostru tehnologic are o dotare extraordinară. O dotare europeană, funcțional la standarde europene. Acest lucru se datorează, în primul rând, conducerii școlii, celor 2 doamne directoare, care au atras fonduri de peste tot, de unde au putut. Au făcut diverse proiecte. Pentru comunitatea de rudare au făcut proiecte Zefir. Am făcut de asemenea, am atras 2 finanțări cu tobogane, unul în comunitate, unul la mine în grădiniță. M-am implicat în scrierea acestor proiecte. Pot să spun că funcționăm la standarde europene, uneori peste medie. Dovadă fiind, vă pot da un exemplu, am fost în Avignon de 2 ori la grădința din Avignon, care este un oraș mare și un oraș turistic, poate și din lipsă de spațiu, nu-mi dau exact seama, copiii de la grădiniță, cei de 3 ani, aveau pătuțuri unde dormeau, pe câte un pătuț micuț, o salteluță lipită de ciment, așa, acoperiți cu un pled, într-o cameră foarte mică, toți copiii. Cei de grupă mijlocie și cei de grupă mare nu aveau spațiu unde să doarmă, aveau o pernuță de acasă, părinții fiind plecați la serviciu, îi lăsau până seara, puneau pernuța pe masă și dormeau cu capul pe masă. Deci condițiile deci, ale cele din România sunt mult superioare. Poate sunt și școli, poate sunt școli private sau poate sunt școli, dar pe unde am fost nu se compară dotările noastre. Iată că avem și exemple de acest gen, exemple pozitive în România în comparație cu cele de acolo, da. Acum, pentru că
se uită, cel puțin din lumea școlii, este singura emisiune de învățământ la nivelul Gorjului, Școala Gorjeană, și cu siguranță mulți dintre colegi ne urmăresc și poate sunt și invidioși pe experiența de la Baia de Fier. Care este, să spunem așa, secretul acestei experiențe uluitoare până la urmă, iată, doar acum 7 proiecte în derulare? Există, bineînțeles, și un secret, dar eu am încercat să împărtășesc tuturor colegilor și să-i ajut, atât pe colegii din județul Gorj, cât și colegii din țară care îmi cer ajutorul. În primul rând, trebuie să ai o voință, să-ți dorești să faci și să realizezi ceva. Această motivație trebuie să fie pentru toată echipa de proiect. În al doilea rând, trebuie să dispui de resurse umane, să ai o echipă care să te sprijine și care să te ajute. Este nevoie și de resurse temporale, să ai și timp, pentru că acest lucru nu se poate face în timpul programului orelor de curs, categoric după programul de curs sau chiar și noaptea, și trebuie foarte, foarte multă muncă, să studiezi foarte mult. Foarte mult. Dacă studiez ghidul Erasmus, apelurile naționale, uneori eu studiez ghidurile, nu ghidurile, că astea sunt europene, site-urile școlilor partenere din limba franceză, eu lucrez pe limba franceză în general, și atunci când un partener sau un coordonator de proiect din Franța, din Belgia, din Germania are oportunitate, postează pe un site că dorește să caută parteneri pentru un proiect și eu intru, că urmăresc zi de zi și spun că sunt, mă întreabă de unde sunt, îi spun de unde sunt, de unde e școala mea și spun ce dotări are și ce elevi și ce materii facem și asta, dar mă întreabă, ei sunt foarte comozi în comparație cu noi, întreabă la ce distanță e aeroportul de școala ta. Ei ar dori, atunci când vin în țară, să coboare din avion și să meargă în școală. În București, în Craiova, în Târgu Mureș, în Timișoara, în orașele mari, le preferă. Deci preferă orașele mari. Ei, există un secret ca să-i atrag și să intru cu ei și să mă accepte ca și partener. Secretul este că eu citesc și sunt foarte bine documentată în ceea ce privește programul Erasmus. În momentul în care le explic despre acest program și ce au de făcut și văd că îi depășesc uneori, mă roagă ei să fiu partenerul lor. Da, foarte interesant. Deci ar fi pe undeva, apropo de și partea turistică, se poate lega cumva, da. Un neajuns ar fi, să spunem așa, la comunitățile rurale sau cele mai depărtate de centrele urbane, ar fi și acesta că comoditatea celor partenerilor, să spunem, ales cei din țările occidentale. Ar mai fi și alte lucruri care, să spun așa, pot fi socotite neajunsuri în aplicarea pentru aceste proiecte cu finanțare europeană? Pentru că Agenția Națională din București ne sprijină foarte mult, ne dă foarte multe indicații, este la dispoziția noastră tot timpul. Dacă avem o întrebare, o nelămurire, scriem sau sunăm. Sunt foarte amabil, personalul de acolo este foarte amabil și uneori mi se pare că ne dau mult mai multe explicații decât ar da agențiile, vorbind cu partenerii străini, decât ar da agențiile din Franța sau din Germania sau din, de exemplu, îmi povestea coordonatorul din Franța că a sunat într-o zi la Agenția Națională, i-am spus să întrebe, m-a întrebat el ceva pe mine, i-am spus eu cum este la noi, că sunt reguli poate diferite uneori, chiar dacă este un program comun. A sunat în 3 zile diferite la agenție și a primit 3 răspunsuri diferite. Da, interesant. La noi nu s-ar întâmpla așa ceva cu Agenția Națională. Eu am o colaborare extraordinară. Bine, în general, și asta din experiența proprie spun acum, în Spania, de exemplu, are o legislație pe domeniul acesta puțin mai relaxată decât a noastră. Deci noi cerem foarte multe hârtii, da, spre feritor, deosebire de alte agenții. Deci aici cred că avem un... Așa este. Aici este o mică neînțelegere sau, mă rog, un impediment, pentru că noi muncim mult mai mult decât ei. Ei nu au nevoie de toată documentația aceea cum avem noi. Au o lejeritate mai mare. În absolut în tot. Da, aici e, și în general nici nu te înțeleg sau nu te înțeleg atât de bine cum ar fi normal, trebuie să le explici de multe ori partenerilor străini. Da, pentru se pare că suntem din cauza birocrației. Da, aici suntem cumva în nota aceasta de birocrație care nu scăpăm de ea, deci suntem proverbial și prin alte părți. Uneori mi se pare corect că astfel învățăm să facem lucrurile pas cu pas de la mic la mare și toate în ordine și toate corecte. La nivelul Gorjului, cred că avem undeva la
circa 20% din școli, și cred că e un procent mare, da, aproximativ să spunem așa, au avut o experiență de acest gen Comenius sau Erasmus. Restul, din păcate, n-au avut vreodată vreo asemenea experiență. Dacă ar fi, la cei care se uită la noi, care ar fi pașii? Ce ar trebui să facă dacă, să zicem, unii dintre cei care ne privesc ar putea să zică, bă, aș vrea să te pun și eu anul următor, ianuarie, februarie, martie, când să depun aceste proiecte. Ce ar trebui să fac așa, mai pe scurt, așa, bă, care ar fi primii pași? Mai pe scurt, primii pași ar trebui să-și desemneze un responsabil de proiecte împreună cu conducerea școlii, să intre pe platforma Twinning, acolo și mai sunt și alte programe, alte platforme, eu aici intru de obicei, și acolo să stabilească grupul țintă, grupa de vârstă 3-11 ani, că sunt împărțite partenerii 3-11, 12, 15, 15 plus elevi, să-și caute un partener străin, dar să știe ce-și dorește. În primul rând, să stabilească prioritățile în școală. Stabilește ce-și dorește, ce vrea să facă, grupul țintă, o echipă, și apoi să încerce să-și caute parteneri și, bineînțeles, să colaboreze cu conducerea inspectoratului școlar județean. Acum avem pe domnul inspector neofit, Stănciulescu, care am văzut că se implică foarte mult, a fost și la noi la conferința de lansare a proiectului VET, este foarte interesat, postează pe site toate documentele necesare, da, să stea de vorbă și cu dumnealui, să participe la diseminările pe care noi le facem, școlile cu experiență, de exemplu am avut diseminări făcute, noi invităm sau postăm pe site-ul școlii, în data de facem diseminare. Cei interesați ar putea să intre, să vadă sau să sune sau să întrebe. Până la urmă și ce facem acum în emisiune este tot o diseminare a experiențelor, da? Și tocmai de asta încercăm să valorificăm experiența dumneavoastră prin aceste sfaturi. Că până la urmă se pot, adică pot fi accesibile mai multor școli, iar într-un viitor, să spunem, eventual următoarea sesiune de proiecte, procentul acesta să crească. Ne-am dorit, da. Destul de mult. Și eu sunt deschisă tuturor celor care vor să-mi adreseze întrebări la telefon, pe adresa de mail, pe site-ul școlii, oriunde, pe toată lumea. O sfătuiesc să încerce, pentru că e o oportunitate unică. Mai avem 2 ani din exercițiul financiar 2000, cred că 2 ani mai avem, că a început că 3. 3, da, 3 da. Ani, da? Și sperăm și să... Și s-ar putea să și prelungească puțin, că la noi a început cam cu 2015, practic 2014. Da, a fost anul de... Da. În 2015 terminasem comeniusurile și da, deja... Da, de asta zic, că deci am pierdut anul dinainte, s-ar putea să se ducă până în 2021. Da. Chiar cred că spre 2021. Și această schimbare este puțin, pentru că ne obișnuisem cu un program și mie mi-a fost puțin cam greu să trec de la Comenius la Erasmus, implicând alte priorități, alte documente, din ce în ce mai greu și mai dificil. Ce am uitat eu să spun referitor la dotarea școlii noastre, am uitat să vă spun că anul trecut am participat la un concurs de anvergură națională organizat de compania Kaufland, Olimpiadele Kaufland, și am obținut locul 3, o dotare de 20.000 de euro școala noastră. Da, iată că unde se pot face rost banii într-un fel, trag și alți bani, alte acolo, fonduri. Acolo, din acești bani, am făcut doar dotări. Doamnele directoare au făcut în școală un cabinet fonic, dotat de ultimă generație, și fiecare sală de clasă au dotat-o cu un retroproiector de ultimă generație, cu telecomandă, cu calculatoare pentru fiecare comisie metodică. A fost muncată din partea elevilor, cât și din partea cadrelor didactice. Fără muncă nu putem realiza. Acum că vorbeam de aceste proiecte cu finanțare europeană și care, eu spuneam, o paletă foarte largă și la pe toate ciclurile de învățământ pe care le aveți, unul dintre, până la urmă, foarte important, ați vorbit de el, acela de pentru învățământul tehnologic, acum nivel licean, în sensul că acea practică care se face într-o unitate străină, în orice caz, se confruntă cu altă realitate decât cea românească. Cum privesc cei care merg, elevii acum, cum privesc această experiență, această practică de a
Că bănuiesc că au mai avut-o până în ultimii ani. Sau e prima experiență de acest gen? Nu, am mai fost și anul trecut. Am avut un proiect Erasmus în consorțiu cu Peștișanii, cu școala de la Peștișani. Școala noastră a fost partener. Acum noi suntem coordonatori. Nu avem consorțiu, doar la nivelul nostru. Avem mai mulți elevi și sunt foarte dornici să împărtășească această experiență într-o companie străină. Acum participă 24 de elevi de la clasa de turism și de la clasa de economie. Deci, practic, O clasă din două. Mi se pare un lucru extraordinar de benefic, cu un impact deosebit asupra școlii noastre, acest lucru ușurându-le, poate, în viitor, pentru că știm că peste tot este un deficit pe piața muncii și se angajează foarte greu tinerii de astăzi. Având o asemenea experiență, noi obținem de acolo și certificate ECVET, prin care li se recunosc competențele, abilitățile și limba, pe care competențe IT, competențe de comunicare, de limbă și competențe în domeniu, turism și alimentație, ceea ce fac ei. Și sperăm că le va fi de ajutor în angajarea pe viitor pe piața muncii. Da, va conta și mai ales că Baia de Fier este într-o zonă turistică, sunt oportunități, să spunem, nu neapărat la o localitate foarte mare, dar, să spunem așa, dacă există absolvenți calificați, că sunt pensiuni, sunt restaurante, hoteluri. Da, și care pot fi să valorifice acest personal. Ca să nu mai spunem că tot Gorjul poate fi o regiune turistică sau zona de nord a județului care a beneficiat, apropo, de finanțări europene pe proiecte de promovare turistică. Da. Mi-a mai atras atenția, apropo, de câți profesori ați avut implicați până acum și câți elevi, dacă am putea așa să facem o statistică. Deci profesorii se implică, au dorința de a se implica în aceste proiecte, că sunt școli unde e bătaie, în general, pe locurile acestea. Bine, nu neapărat cu munca, așa ca să fim mai direcți. Așa. Sunt școli în care nu prea există implicare de acest gen. Chiar dacă sunt proiecte, adică sunt aceiași pentru că unii nu-și doresc să facă deplasări sau să câștige noi experiență. Așa este cam peste tot. Ei sunt dornici să plece, într-adevăr. Noi, având atâtea proiecte, a trebuit să facem câte o echipă pentru fiecare proiect. De asta vă și întrebam, că e foarte dificil la 7 proiecte să faceți echipele. Da. Am făcut câte o echipă, am luat pe arii curriculare, pe cercul grădinița am implicat educatoarele, clasele pentru elevii claselor primare am implicat învățătoarele, care muncesc foarte mult. Să știți că noi, cei mici, preșcolarii și învățătorii, suntem mult mai conștiincioși decât profesorii, am constatat acum la proiecte. Din partea învățătorilor este o implicare și o determinare extraordinară, dar și din partea profesorilor. Sunt dorni să plece atunci când îi solicităm, muncesc. Da, e foarte bine că se face acest lucru, pentru că, iată, e o șansă și elevii nesperată. Avem niște criterii de selecție pentru elevi, în primul rând, din punct de vedere comportamental, apoi, din punct de vedere al notelor, trebuie să fie și elevi buni, atât la o limbă străină, cât și la celelalte materii. Și, de asemenea, am pus accent și pe să implicăm și elevii cu oportunități reduse. Elevii, chiar dacă sunt mai slabi, dar care au întâmpină obstacole economice, sociale, ai căror părinți se descurcă mai greu cu ei, îi motivăm. Prin toate aceste proiecte am contribuit la reducerea abandonului școlar. Este o reușită enormă, uriașă, pentru că ei, implicându-se în aceste activități zi de zi, nu mai lipsesc de la școală, chiar dacă acasă sunt puțin mai sărași sau nu au ce îmbrăca sau sunt părinții plecați la muncă, ei singuri știu că trebuie să vină să desfășoare activitățile respective și se implică. Și astfel contribuim prin acestea, în primul rând, la reducerea abandonului școlar. O mare problemă în realitățile învățământului de astăzi. Ne apropiem de concluzii, să spunem așa, aceste emisiuni și aș vrea să mai vorbim puțin apropo de, dacă am vorbit de implicarea dascălilor, a elevilor, preșcolari sau elevi, cum privesc părinții, clar că vă ajută, ați spus mai devreme, dar
Care este reacția lor atunci când, să zicem, copiii lor, nu numai că vin la școală, numai că beneficiază de, să spunem, de învățare foarte bună, dar au și, deci copiii lor merg, să spunem, într-o țară străină să-și au acele experiențe de care vorbeam mai devreme. Care este reacția lor? Reacția lor este una de mulțumire, mulțumire sufletească, mulțumire pentru că elevii lor pot să facă parte dintr-o asemenea echipă, să călătorească în străinătate, să au această oportunitate, pentru că uneori ei în familie nu ar avea posibilitatea să-i trimită în afară, să vadă, să aibă o asemenea experiență. Și sunt mulțumiți, sunt încântați, sunt puțin mai sceptici în privința plecării cu avionul, dar își dau acceptul și sunt mulțumiți, unii sunt chiar foarte mulțumiți că elevii copiilor au această oportunitate de a călători în țări străine. Vă întrebam acest lucru pentru că e posibil ca unii dintre acești copii care, iată, merg cu avionul sau oricum merg într-o țară străină, să nu mai aibă această oportunitate toată viața sau și părinții să nu fie avut această oportunitate. Deci contează foarte mult, da, aceste proiecte și din această perspectivă. Și din această perspectivă, bineînțeles, da. Cum spuneam, ne aflăm la partea de concluzii și având în vedere, vă spuneam, experiența dumneavoastră cu cele 7 proiecte în derulare și altele care, iată, deja sunt cristalizate și o să le depuneți, cum vedeți dumneavoastră acest tip de proiecte, gen Erasmus? Cât de benefice sunt ele pentru învățământul românesc? A spus câte ceva mai devreme. Da, am spus mai devreme, trebuie să repet că sunt o oportunitate foarte importantă pentru școala noastră, o provocare, un schimb de experiență real pe care cadrele didactice și elevii îl pot desfășura și pe care nu l-ar avea oricine la îndemână. Da, cu siguranță să subscriu aceste idei și cu siguranță pentru toate școlile, nu numai pentru liceul de la Baia de Fier. Doamna profesoară Maria Rădescu, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Cu siguranță vă mai așteptăm să vorbim și de alte proiecte la Baia de Fier, poate și cu imagini de data aceea. Cu mare plăcere, da. Putem face o diseminare cu imaginile sau cu activitățile importante pe care noi le desfășurăm de-a lungul activităților. Încă o dată mulțumim. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană. Coronel Șomucu vă mulțumește pentru atenție. La revedere!